Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne place mult sportul în țara asta. Să ne uităm la el, nu prea avem unde, dar noroc că există sport internațional. Unii fac sport de performanță, alții mai de amatori, așa, alții joacă sport. Și cum se spune, joacă și câștigă pe bani publici. Și aici este interesul nostru de la Deșteptarea, să-i vedem pe aia care joacă sport pe bani publici. În orașul Botoșani, primăria a dat tot bugetul alocat pentru sport unui singur club. Clubul de handbal CS Magnum Botoșani. Să salutăm faptul că nu e un club de fotbal. Că în general ești tentat să trimiți toți banii pe fotbal. Stai să vedem. Că aici e o discuție. Deci, clubul CS Magnum Botoșani, problema e că Magnum e cam minimum. Adică echipa Magnum tocmai a retrogradat din primul eșalon, după ce în sezonul cu pricina n-a reușit să câștige nici măcar un singur meci. Din 28 de meciuri. Deci oportunități ar fi fost. Dar și banii puțini, probabil. Da, dar meciuri multe. Adică ar fi fost ocazii cât de cât măcar unul din 28, decât tragi de 28 de ori măcar o dată. Ți iese ca la păcănele, uite că n-a fost. Dacă nu mai avut bani și pentru echipa adversă, vezi? Dar vezi, de-aia ei au atras în felul ăsta atenția și de-aia au primit toți banii. Asta că e, le merge exact. rău. Eram convins că asta o să fie argumentație. Ca să fim corecți până la capăt, că știți că ne place să fim corecți, ce se Magnum minimum, a reușit totuși un egal. Deci când spunem că n-a reușit să câștige niciun meci, să e precizăm adevărat că a făcut totuși un egal, doar că a pierdut și punctul câștigat atât de greu, după ce s-a descoperit că folosise un jucător nelegitimat. Deci a avut și ghinion că n-au fost atenți pe cine bagă în teren. Eu... Dar de ce crezi că nu l-au legitimat? De ce? I-au prins bani. N-au săracii de ei, am înțeles. I-au prins pe proceduri, cred. Da. Bun, ei bine, acest dezastru de echipă, pare rău că spun asta, dar e un dezastru de echipă. Adică în momentul în care nu câștigi niciun meci din 28 și singur egal pe care îl faci, îl pierzi că nu ai jucat corect. Acest dezastru de echipă a primit tot bugetul, 1 milion de lei. Finanțarea nerambursabilă, acordată de primăria Botoșani, a fost făcută în cadrul programului de promovare a sportului de performanță. Sportul de performanță. Vorba maestrului, ai greșit sportul, primarul meu. Care sport de performanță? 28 de meciuri, niciunul câștigat. Decizia a fost luată în urma evaluării a 7 cereri de finanțare depuse de diverse cluburi sportive din oraș, inclusiv de FC Botoșani. Președintele Comisiei de Evaluare este citat de ziarul Botoșeneanul, evident. Citez. Primăria a avut o finanțare totală de 1 milion de lei pentru sportul de performanță, s-a ținut cont de ramurile sportive care aduc un anumit grad de notorietate. Și uite, aici au nimerit-o, pentru că este clar, subiectul a căpătat notorietate, acum a ajuns la presa națională. Deci au simțit ceva. Bun, deci revenind, care aduc un anumit grad de notorietate și au performanțe în desfășurarea activităților. Au fost 7 proiecte declarate eligibile, adică au avut toate actele depuse. Acolo e o greșeală, că cred că și sau au performanțe. Da. Știți? Pe locul întâi a fost clubul Magnum, clubul de handbal al municipiului, care, din păcate sau din fericire, a luat toată finanțarea. Am încheiat citatul. Deci președintele Comisiei de Evaluare zice, clubul Magnum, din păcate sau din fericire, din această dilemă nu putem ieși. Păi da, mă, corect. Da, că ideea care e? Ori risipești banii între mai mulți, dar nu înțeleg nimic de ei, știi cum e vorba la noi? Ori, da, dar... ce ia dai 20.000 de euro, ce să facă? Ori dai la unul singur. În primul rând că sunt 200 de mii. Măcar să-l pui pe picioare pe unul. Sunt 200 de mii, mă, nu-n 200. Păi nu, dar zic, el calculează cât ar fi dat la fiecare. Asta zic. Dacă îi împărțea la mai mulți, da, se legeau cu 20-30 de mii. Deci de ce să risipească mai mult când poate să risipească unul singur? Da. Asta. Oricum a ieșit scandal. Cum spuneam, nu-s puțin bani în Botoșani. Nu, 1 milion de lei, nu sunt puțin bani. Normal. Clubul de fotbal FC Botoșani e cel mai scandalizat. Iată ce zice patronul de la FC Botoșani, domnul Iftime, zice, citez, tot în Botoșanean. Dacă nu vine DNA-ul să-i aresteze, înseamnă că țara a dormit. Sincer, mi se pare că a dormit. În opinia mea, spune domnul patron, este o comisie subordonată, fără niciun fel de orizont, care merită nu numai dat afară, ci pur și simplu anchetată, pentru că acesta este un furt de bani publici, a declarat domnul Iftime. Și e foarte interesant de ce a fost exclus clubul de fotbal. Unul din criteriile de evaluare ține de vânzarea biletelor la meciuri. Adică, sumele colectate din vânzarea de bilete, da, deci ca să poți să aplici pentru banii de la primărie, trebuie ca ce încasezi din vânzarea de bilete să nu fie mai mult de 20% din bugetul anual al clubului. Adică să nu ai bani din vânzarea de bilete. La FC Botoșani, comisia a susținut că s-ar depăși proporția asta.
Ceea ce i-a înfuriat suplimentar pe fotbaliști. Cum, noi? Păi noi nu vindem bilete aici deloc, vai de capul nostru. Sigur, a fost pandemie, anul trecut a fost pandemie, stadioanele au fost închise, dar criteriul e valabil. Adică nu cred că au încasat prea mult din bilete anul trecut, când nu au vândut practic deloc bilete. Tu ai fost vreodată la Botoșana meci? Să vezi la ce meci n-am fost. E omor pe stadion. E omor pe stadion. Da. Dom'le, oamenii, eu cred că sunt pasionați acolo. Adică e echipa lor, o susțin. Nici nu, e o echipă rezonabilă. Onorabilă, echipă de play-off, da. Cum să nu? Nu le-au dat banii. Dar acum, încheind toată discuția, bravo, le ținem pumnii celor de la Magnum și alte echipe. Eu o să-i urmăresc, mi-au devenit simpatici acum. Da, și alte echipe, mă uit înspre domnul Zafiu, nu vedeți voi, au trecut prin momente dificile cu retrogradări și au avut nevoie de o mână de ajutor. Da, majoritatea echipelor au avut nevoie de ajutor. Da, de genul ăsta, până la urmă. Stați puțin, știți că am mai vorbit despre asta. De ce, Dumnezeului, eu nu înțeleg de ce primăria trebuie să dea bani cluburilor ca să arate primarul că e simpatic. Profesioniste de orice, că nu sunt cluburi de amatori. De ce nu dai, mă, la cluburile școlare, poftim banii ăștia? De ce dai la cluburi profesioniste? N-am o explicație, că n-am fost primar cât să explic chestia asta, dar eu bănuiesc că vor să fie simpatici în fața... Ce simpatici, mă, scrie acolo la început, pentru promovarea imaginii Botoșaniului. Păi da, dar uite-te, stai un pic. Ce? Păi aia a spus o echipă care să fie reprezentativă și care să promoveze imaginea. Nu asta era principalul criteriu. La Rapid... Și să facă performanță. Ceea ce nu era cazul ăsta. La Rapid s-a făcut performanță, asta odată. Doi, ce n-am înțeles eu, de ce aveam sigla primăriei sectorului 1 de asta zic. Când noi jucam în sectorul 6. Aici. Deci voi nici măcar nu reprezentați sectorul ăla, ca să mai spun că asta eu nu... cred că sectorul 1 voia să atragă, știi ce zic? Băi, să-i mute în sectorul 1, din sectorul 6. Cum mai da chestia asta, este extrem de dificil să justifici de ce logic, banii da. Comunității sunt dați pentru un anumit club. N-au ce căuta, asta e clar. Care face sport profesionist de performanță și banii aia nu se duc mai degrabă în terenuri școlare, în mingi și echipament sportiv pentru elevi, în angajat de antrenori pentru diverse sporturi în cadrul școlilor și așa mai departe, eventual pentru cluburile sportive școlare, nu pentru cluburi care fac performanță. Bă, dacă ești, faci performanță, înseamnă că ești profesionist. Dacă ești profesionist, atunci trăiești din ce faci tu. Nu din mila statului, hai să ne mai dai și nouă niște bani, plus că se și bat pe el, pe banii ăștia, pe bugetul respectiv. Uite, cazul de la Botoșani. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.